Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu etalarea restantă pentru cei născuți în semnul Taurului sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur, pe partea intimă, sexuală, viața voastră privată. Îmi permit să arunc o privire și să vă transmit un mesaj. Am amestecat cărțile, acum le tai în fața voastră. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur, iulie, august 2019. Voi și partenerul, partenera, persoana de care vă e dor, la care vă gândiți, eu știu, sau o fostă persoană, rămâne să descoperiți voi ce vă doriți, ce își doresc ei, de ce vă este frică vouă, de ce le este frică lor și ce avem. Avem pe cineva care își face multe griji, multe griji, adesea fără rost. Luna, ce vă doriți? Am senzația. Dacă nu mă înșel, cred că Luna ați avut-o și în etalarea pe luna iulie. În fine, trecând peste acest detaliu, că poate în curte etalările sunt atâtea, nu are rost să le rețin pe toate. Și doi de monede își doresc ei. Luna, de ce vă este frică vouă de 8 de cupe? De ce le este frică lor de roata norocului? La capătul acestui set de cărți am spus, cineva își face griji foarte multe. 9 de spade. Adesea, aceste griji în toate seturile de cărți sunt nefondate, dar sunt suficient de puternice gândurile să nu te lasă să dormi, să intri în depresie de multe ori fără rost. Gânduri că nu vă potriviți, că nu vine, că nu se întâmplă, că nu o să fiți satisfăcuți, că vorbim, da, de chestiuni intime. Gânduri. Dar, repet, fără rost. Fără rost. În spate există și un as de spade. Și iar avem numai spade, numai gânduri. Unul dintre voi, cel puțin unul sau poate amândoi, experimentați o stare de stres. Cineva este invitat să aleagă. Și persoana parcă, nu știu, face mofturi, face nazuri, nu vrea să se implice. Avem totuși un as de spade care spune totuși că este nevoie de o comunicare directă în care cei doi să-și spună exact ce își doresc. Pe de o parte, asul de spade vorbește și despre o persoană care domină intelectual, evident și sexual, pe celălalt, prin acțiuni care nu țin de dragoste. Da, avem și dominare, avem tema dominației. În acest context nu există prea multă dragoste, este doar dorința experimentării unor chestiuni. Dar, trecând peste asta, am spus, este nevoie de comunicare directă. Asul de spade, asta înseamnă comunicare directă. Și tăierea unor legături karmice sau unor preconcepții. În cazul în care vreți să experimentați ceva. Sau temeri. Sau frici. Pentru că luna iar vorbește de frică. Dar acum nu o să. Frica asta poate e valabilă doar pentru unii dintre voi. Luna. Ah, și mâine lună plină și mâine este eclipsă. Fiți atenți. Orice teamă, încercați să o alungați. Că am vorbit de temeri mai devreme. Interesant cum a apărut luna chiar astăzi. Probabil că dacă făceam citirea peste câteva zile, ar fi apărut alte cărți. Probabil că în această perioadă și cu Mercur retrograd experimentați, Mercur da spade, experimentați cel puțin unii dintre voi, ori partenerul, partenera, o stare de neîncredere. Luna, după cum vedeți, sunt două perechi, dar nu se știe care este cea reală și care este iluzia. Și aici este stresul. Probabil că unii dintre voi nu sunteți aproape de celălalt și mai mult vă creați niște iluzii și apare această lună.
Odată pe lună se întâmplă, lună nouă, lună plină, momente speciale când trebuie să lăsăm în spate trecutul și, în primul rând, cum am zis mai devreme, să lăsăm în spate iluziile, temerile și să facem distinția între realitate și vis. Probabil că și voi sunteți chemați să faceți distinția între fanteziile pe care le aveți și ceea ce puteți cu adevărat experimenta alături de persoana la care vă gândiți. Luna este o energie foarte profundă și sunt niște chestiuni legate de subconștient. Poate în subconștient sau poate din subconștient scoateți niște dorințe, niște fantezii pe care nu le puteți aplica în realitate. Cu partenerul, partenera, eu știu, actuală sau la care, eu știu, vă gândiți. Pe de altă parte, există și o altă variantă mai bună în care, în momentul în care voi vă gândiți la partener, dar am spus că sunt două, vedeți, nici nu trebuie să spun, două perechi, da? În momentul în care voi vă gândiți la partenerul, partenera voastră și aveți niște fantezii referitoare la ei, în același timp și ei, pentru că luna reprezintă comunicare telepatică, chiar și la distanță, da? În cazul în care nu sunteți aproape unul de celălalt, ei simt ceea ce vă doriți, eventual au aceleași sau similare fantezii cu voi. De ce vă este frică? În acest scenariu, 8 de cupe mi apare altfel. Îmi apare ca o altă teamă, cum am spus mai devreme, teamă, 9 de spade, da? Doi de spade, probabil că cineva a fost refuzat la un moment dat într-un anumit context și trebuie să discutați direct niște lucruri pe care nu le-ați discutat, le-ați ținut secret, că doar avem lună, aveți lună. Vă este teamă că dacă veniți cu pasiune în viața lor, s-ar putea această pasiune pe care ați ținut-o foarte ascunsă, luna, ascunsă în ape, în ocean, în scoica asta, da? S-ar putea să fie refuzată. Aveți două cărți care reprezintă refuzul, da? Refuzul mental și refuzul emoțional. Aici, poate din niște principii, niște preconcepții care trebuie stăiate, da? Cum am zis mai devreme, preconcepții care trebuie eliminate din viața voastră, din contextul vostru, niște griji. Și aici, un refuz emoțional, probabil că ați acumulat în această perioadă prea multă pasiune. Dacă aveți și lună în semn de pământ, cu siguranță, și vă este teamă cumva să nu intimidați persoana dragă și să nu vă refuze, pentru că le este teamă că nu vor face față pasiunii voastre. Înțelegeți ce vreau eu aici să spun? Dragii mei tăurași și tăurițe, doi de monede, semn de pământ. Probabil că ei vă doresc, da? Aici ar trebui să fie poziția lor. Puteți să schimbați oricând pozițiile, că vorbim despre un context sexual și nu puteți să stați în aceeași poziție în continuu. Doi de monede. Doi de monede, în general, e o persoană care trebuie să aleagă, iar amândoi trebuie să alegeți. Amândoi trebuie să alegeți. Voi între iluzie și realitate, în a vă exprima niște dorințe pe care le țineți în secret, iar ei se gândesc că, la fel, o altă carte care exprimă refuzul, după cum vedeți, doamna stă cu spatele. Aici parcă îl împinge pe el, pe pretendent, pe doritor. Aici, doamna, iar, parcă e un pic nemulțumită. Nu e nici foarte deschisă, nici închisă, e cam nehotărâtă, da? Să nu uităm de asul de spade care aduce aminte de adevăr. Ce își doresc? Își doresc să-i alegeți. Probabil este iar o teamă că vorbim de lună, că vorbim de niște cărți mentale, o teamă că nu-i veți alege. Dar ei nu știu, poate stau și se uită în zare și se gândesc că dacă ați fi acolo, i-ați dori. Și ei nu știu că, de fapt, voi sunteți în spatele lor, da? În spate sau la distanță și
vă doriți la fel de mult cât își doresc și ei. Sau invers, evident, schimbați pozițiile. Vă gândiți, dacă ar fi aici cu mine, s-ar gândi la trecut, s-ar gândi la altcineva sau într-adevăr m-ar lăsa să-mi exprim dorințele? V-ar lăsa, evident, să vă exprimați dorințele. Este o nehotărâre. Probabil că există o a treia persoană în gândul unuia, nu neapărat că o doriți. Este un personaj care încă vă influențează oarecum viața sentimentală a unora dintre voi, un trecut, ori în viața partenerului, partenerii, ori în viața voastră. Își doresc să poată alege sau voi să puteți alege în cazul în care voi vă gândiți la două persoane. Da? Două persoane, două monede. De ce le este frică de această roată a norocului? Am exprimat mai devreme. Eu simt că aici sunt ei. În acest moment sunt aici, în această poziție în care stau ascuns și plâng și își fac griji. Roata norocului ce înseamnă? Înseamnă să fie din ce în ce mai deschiși și să-și exprime, să aibă încredere în ei, să-și exprime dorințele și să fie mai nonșalanți în comunicarea cu voi, pentru că roata norocului reprezintă Jupiter, Jupiter evident. Printre multe altele, reprezintă și un fel de a comunica mai jucăuș, mai prietenos, mai distractiv. Le este frică, probabil, că acest context nu se va schimba. Asta înseamnă schimbare, da? Jupiter reprezintă schimbarea în bine. Dar nu oricum, în timp divin, este o teamă că lucrurile nu se vor schimba și că nu vor afla, nu vor înțelege de ce jongleria asta, de ce secretele astea sau neclaritate. Dar să nu uităm că avem Mercur retrograd și toate lucrurile astea se vor clarifica în momentul în care, eventual și după această eclipsă și în momentul în care Mercur va ieși din retrogradare. E doar o chestiune temporară. Simt nevoia să aleg o carte ca și lecție, pentru că tot va apărea luna, tot este lună plină, tot este eclipsă de lună, aveți ceva de lăsat în urmă și pentru voi, în contextul acestei relații sau în alt context, ce aveți de lăsat în urmă? Ah, îndrăgostiții, iar un trio, am spus, cineva trebuie să aleagă, să aleagă. Între vechi și nou. Și aici ce avem? Marea preoteasă, iar secrete, dar nu e obligatoriu să fie secrete. Probabil că persoana simte intuiție. Simte că într-un fel a fost mințită. Că sunteți voi, că sunt ei, care simțiți că luna simte, dar luna totodată și ascunde, da? Ca și șaptele de spade. Nu-mi permit să acuz pe nimeni sau să sugerez că unul sau altul, fiecare are niște motive când ascunde ceva. Dar voi le știți și, în primul rând, trebuie să le descoperiți, să le înțelegeți voi, în primul rând, să le înțelegeți profund și apoi să le exprimați cu acel as de spade. Pentru că una din persoanele implicate în această poveste intuiește foarte bine ce se întâmplă. Poate în acest trio, am spus, cineva trebuie să lase în urmă un trecut sau să rămână cu trecutul, e alegerea voastră, dar trebuie să aleagă, pentru că cealaltă persoană simte că
Cel care trebuie să aleagă nu este cu totul implicat în această relație. În momentul în care va fi cu totul, înseamnă că a ales deja. Înțelegeți? Poate că pe 18 o să reușiți totuși să alegeți, în cazul în care sau să primiți un vis, aveți un vis, un mesaj indirect de la univers, pentru că vorbim de lună și de Marea Preoteasă, prin cineva, printr-o etalare de tarot, prin astrologie sau pur și simplu și printr-o melodie, prin orice, care vă va un mesaj de la univers care vă va ajuta să alegeți și să schimbați, aveți deja trei arcane majore, să schimbați roata norocului. Poate pe 18 primiți acest mesaj și pe 10 deja intrați în această schimbare. Mici pași, poate nesemnificativ sau nici nu îi veți observa, dar vor fi evidenți la nivel subtil. Cam aceasta ar fi etalarea pentru dragii mei tăurași și tăurițe pentru iulie-august, când vreți voi să fie, energia sexuală dintre voi doi. Un pic confuză, un pic neclară, dar totuși evident că este plină de fantezii, de erotism și de nesiguranță. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, pe curând, vă iubesc, la revedere!